Și bine ne-am reîntâlnit, suntem la Stop Cadru, emisiunea care încearcă să trateze în modul cât mai serios problemele rădăuțenilor. Astăzi, deși poate să se sesizează un zâmbet pe fața mea, să știți că nu e deloc o glumă, am marea bucurie, chiar este o bucurie să pot anunța invitații mei din seara asta. Bucurie de ce? Pentru că sunt două nume foarte importante care, la rândul lor, ne pot da răspunsuri la anumite probleme sau, dacă nu sunt probleme în realitate, dar sunt întrebări născute de-a lungul discuțiilor și asesizărilor venite și de la dumneavoastră și din partea autorităților. Așa că astăzi, aici de față, am să spun bună seara și am să o iau într-o ordine așa, aleatorie. Bună seara, domnule primar Tiberiu Maierean, și bună seara, domnule director Florea, director ACET, da? Cred că e... Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor rădăuțenilor. Să știți că v-am invitat și am ținut foarte mult să ne sincronizăm până la urmă și să... eu oricum eram aici, dar să ne nimerim în așa fel programul, să ne sincronizăm ceasurile în așa fel încât dumneavoastră să fiți aici, pentru că au fost tot felul de discuții și subiecte ridicate și în primărie, și în ședințele de consiliu, în conferințe de presă, declarații, tot felul de lucruri. Am să încep cu întrebarea cum stăm cu canalizarea pe strada Frânceș. Și prima dată am să adresez întrebarea domnului Tiberiu Maierean, pentru că prima afirmație a venit din zona administrației locale, chiar de la dumneavoastră. Așa că vă întreb, avem sau nu avem canalizare pe strada Frânceș? Da, avem canalizare pe strada Frânceș. Atunci, care era problema pe care ați menționat-o dumneavoastră în conferința de presă? Deci, lipsa unei porțiuni de rețea de apă. Pe care, spuneați dumneavoastră, care la este, ăla? Da, deci strada Frâncei are apă printr-un racord din strada Calea Bucovinei și care merge printre niște blocuri, pe sub alte construcții care au fost edificate ulterior realizării rețelei și care iese undeva la vreo 350 de metri de intersecția dintre Calea Bucovinei și strada Frâncei și pe aia merge normal pe strada Frâncei. De acest lucru nu s-a ținut cont atunci când s-a făcut proiectul, astfel încât astăzi, când trebuie să racordăm o serie de clienți, o serie de consumatori din zonă, treaba asta nu se poate face, deoarece țeava trece pe domeniul privat al unor persoane fizice, plus alte inconveniente că trece chiar pe sub o serie de construcții, așa cum v-am mai spus. Era un proiect să treacă pe acolo? Nu era un proiect, că proiectul e făcut de București, știți? Și făcut cam de birou și atunci nu prea bate cu realitatea. Ce se întâmplă? Din când păcate, proiectul ăsta este făcut cu foarte multe lipsuri. Lipsurile, după părerea mea, le-a avut proiectantul prin faptul că nu s-a procedat într-un mod corect, în sensul că nu s-a procedat la o predare primire a rețelelor de apă și canalizare, așa cum ar fi fost normal, ele fiind în acel moment în concesiune către servicii comunale. Datorită unor divergențe de la acea vreme între servicii comunale, ACET și primărie, servicii comunale a refuzat să facă predarea acestei rețele ca urmare a faptului că avea de încasat o serie de debite de la populație. Debitele care nu erau recunoscute de către ACET. Și atunci a refuzat. Refuzul a fost acoperit, să zicem așa, de către primărie, care a făcut o predare a rețelei, care a fost cu foarte multe lipsuri. Sau și în momentul în care s-a făcut proiectul pentru această lucrare,
Nu a fost adoptată o politică foarte bună, în sensul că și-au pus întrebarea, consumatorii de pe acest segment de stradă au apă? Au. Ce le trebuie? Canal. Și s-a tras canal. Fără să pui și întrebarea, dar cum au apă? Au dintr-o rețea publică, au dintr-o rețea public-privat, în sensul că pleacă de undeva dintr-o rețea publică, merge peste grădini, pe la oameni, tras de la o casă la alta, mă rog, sunt multe intervenții variante, de genul ăsta făcute de către oameni, pe bani proprii sau nu, dar în general pe bani proprii, rezolvându-și în acest fel problema apei, lucru care în condițiile unui operator extern, că de acum la CETO fiind un operator județean, un operator care probabil va deveni în câțiva ani un operator regional, că se va numi acest sau altfel, nu contează, nu este posibil. El are nevoie să fie o rețea publică, să aibă racord la fiecare consumator, să aibă sistem de măsurare la fiecare consumator, să aibă posibilitatea de a interveni asupra consumatorului în condițiile în care acesta este rău platnic și așa mai departe. De asemenea, și legislația la ora actuală permite că atunci când o rețea de interes public trece prin terenul unui cetățean, unei persoane fizice, acesta să ridice pretenții financiare sau de altă natură asupra operatorului. Lucru care este de nedorit, în sensul că acetul încearcă să rezolve problema foarte corect prin o rețea publică. E tocmai aceste lucruri nu s-au avut în vedere din capul locului în proiect și astfel avem situația de pe strada Frâncii, avem situația de pe strada Papetăriei, unde vreo 500 de metri de stradă, persoanele de acolo au apă dintr-o conductă care a aparținut CLF-ului. La vremea respectivă, oamenii și-au tras apă, țev de oțel, din ce a fost la vremea respectivă, prin grădini, cum s-a putut, și-a rezolvat problema. Astfel încât, prin acest proiect, s-a tras canalizare pe întreaga stradă Papetăriei, care are o lungime de vreo 750-800 de metri, și iar apă în la capete, 100-100 și ceva de metri într-un capăt și în celălalt. Mijlocul rămânând total descoperit. Acum se discută ca în etapa a doua să se facă acest tronson de apă potabilă pe strada Papetăriei, legându-se de la un cap la celălalt. Lucru care mi se pare inadmisibil. Încă o dată șantier, încă o dată deranj pentru populația de zonă. Sigur că o să spui că deranjul este în folosul lor. Este, dar dacă, cred că trebuie gestionat din capul locului, treaba se rezolva. Ei, noi simplu. Acum am fost cu avizul acetului, în sensul că a spus, da, trebuie de apă și canal pe strada Papetării, un exemplu, da? Sunt în regulă, puteți asfalta. Noi am prins în programul de asfaltare, am scos la licitații, totul frumos și acum stai că nu prea este apă în condiții normale și păgăm în etapa a doua. Și nu este exemplu singular. La fel avem pe strada Merilor, la fel avem pe Andronic Mutrescu, lipsea o bucată de conductă vreo 500 de metri, care acetul a tras-o pe bani proprii, am înțeles. La fel bine, pe Frânge, la fel pe George Enescu. Cea de pe Andronic Mutrescu a spus că o bucată de 500 de metri lipsea. Da, adică efectiv lipsea de pe Andronic Mutrescu, era trasă conducta de apă pe strada Tineretului, pe alte străzi din zonă. Deci o altă soluție de alimentare. Pe hârtie, pe Andronic Mutrescu. În proiect era trecută pe Andronic Mutrescu, cap-coadă. Ea, de fapt, venea pe alte străzi din zonă și aici, pe Andronic Mutrescu, de asta ne-am oprit cu asfaltarea asta, toamnă, în poziția care o vedeți și acum. Ei, toate chestiile astea, sigur că da, nu fac decât să încurce enorm tot ceea ce înseamnă buna gestionare a drumurilor din municipiul Rădăuți, întrucât pe foarte multe străzi, orice intervenție am dorit să facem, găsim că sunt cozi sau codiții care trebuie să rezolvate în etapa a doua, adică 2016-2020. Că încep să-ți faci cruce în toate părțile și spui, oameni buni, dar când terminăm noi treaba aici așa? Adică nicio stradă, aproape, exagerez acum, sigur că da, nicio stradă nu rămâne întreagă și nicio stradă nu este terminată într-un timp rezonabil, astfel încât să o putem asfalta din nou și să fie treaba circulabilă, normal, deci oamenii de acolo să aibă liniște, să-i zicem așa, da? Indiferent că e stradă modernizată sau nemodernizată. Aici găsesc principala vină aparține întâi și întâi proiectantului.
Și, bineînțeles, și acetul are vină, partea de vină că dacă recunoștea acel debit către servicii comunale în faza inițială, sigur că servicii comunale ar fi cooperat cu totul și cu totul altfel cu acetul și cu proiectantul și atunci probabil că soarta acestui proiect ar fi fost cu totul altfel astăzi. Pot să vă mai dau și alte exemple. S-a abordat problema mai mult a extinderii decât a reabilitării. Ori reabilitarea conductelor magistrale, a conductelor vechi, a zbociment și așa mai departe. Chiar din zona centrală... Ar trebui să fie trecute la priorități pentru că... Păi da, dar și o trecem la priorități în etapa a doua, știți, după ce am făcut odată șantier și am extins. Simplu, strada Ștefan cel Mare și Piața Unirii, centrul orașului. Centrul orașului. Am tras canalizare pentru că nu era și acum, dar ar trebui în etapa a doua să facem apa. Să reabilităm coloana de apă. Aoleu, iar săpături, iar minuni, iar... Bine, am înțeles că ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu pietonala, care după ce s-a făcut pe dedesubt trebuiau refăcute anumite... Deci în sectorul Piața Unirii, cel ce numiți dumneavoastră pietonal, sigur că da, trebuie să stau așa cum ați spus, adică gospodărești era să abordeze tot ce înseamnă infrastructură de apă și canal, telecomunicații și așa mai, și după aceea să te ridici spre partea de suprafață. Însă de acest lucru nu s-a dorit să țină cont în toate discuțiile care le-am avut în Consiliul Local la vremea respectivă. Lucrurile au fost demarate cum au fost demarate. Când am devenit viceprimar cu atribuții de primar, treburile erau cam două treime executate. Și bani cheltuiți. O să revenim la subiectul ăsta pentru că vreau să-l dezvoltăm puțin, mai ales că acum am auzit din nou voci că vor anumiți consilieri locali să se continue partea cu să se continue o altă parte iară pietonală de făcut. Dar revenim la subiectul ăsta pentru că vreau să vedem mai mult. Acum aș întreba pe domnul Florea, spuneți-mi vă rog de ce sau care au fost considerentele acetului la momentul respectiv, la preluare, când a fost discuția cu servicii comunale și de ce s-a ajuns în situația asta? Deci, care a fost interesul acetului, de fapt? Am înțeles. Anumite sume. Bun, e foarte clar. Dar totuși consider că e foarte important la un moment dat să se pună în balanță. Mă, pierderi bune și rele. Hai să le vedem. Recunoaștem, pierdem acolo, nu recunoaștem anumite sume, pierdem pe partea cealaltă. Până la urmă, cred eu că și societatea asta ar trebui să funcționeze în interesul rădăuțului, că ăsta ar fi scopul a cetățeanului. Ori când situația, vedem noi, are lacune pe anumite părți, ar trebui, nu știu, evaluate lucrurile astea. Într-adevăr, până la un moment dat, domnul primar are dreptate. Au fost discuții la început în ceea ce privește datoriile și sumele care le avea de încasat servicii comunale de la furnizori. În urma mai multor discuții care au fost purtate la vremea respectivă, s-a hotărât și s-a realizat faptul că acetul a plătit această sumă la servicii comunale, urmând ca acetul să încaseze aceste creanțe. Și în ziua de astăzi ne chinuim să încasăm din datoriile preluate la servicii comunale, pentru că foarte multă lume nu vrea să recunoască, spune că eu n-am datorii la CET, eu am datorii la servicii comunale și ne chinuim să le refacem suma care a fost plătită la servicii comunale. După ce s-a achitat această sumă, a început procedura de predare a serviciului către acet. Au fost discuții, într-adevăr, deci, multe. Deci până la urmă s-a lichidat suma? S-a lichidat. Servicii comunale și-a încasat toată suma. Am înțeles. Da. Au fost apoi discuții cu predarea, au primăria inițiat niște procese împotriva acetului, dar până la urmă... Bun, și predarea asta nu s-a făcut pe niște hărți, domnule, predăm și preluăm de o parte și de alta o rețea care ar trebui să fie... Rețelele toate au fost... Specificate foarte clar undeva. Rețelele sunt, să zic, ale primăriei, exista număr de inventar, era evidența tuturor rețelor pe dimensiuni, pe lungimi și acestea au fost predate toate la acet. După inventarul primăriei, au rămas la servicii comunale rețele de
apă și, de apă caldă și de încălzire. Dar vreau să mai specific ceva. Domnul primar a arătat că, într-adevăr, sunt multe lacune în acest proiect. Nu s-a reușit să se satisfacă în totalitate doleanțele dăuțienilor și să fie apă și canal pe toate străzi cum trebuie, dar pentru Rădăuți, nu uităm, a fost alocată o anumită sumă. Și din această sumă a fost reabilitată stația de pompe Băneuț, rezervoarele usoi, stația de purare și rețelele de apă și canal din orașul Rădăuți. Ce nu s-a reușit să se acopere în etapa, în prima fază acestui proiect, vom continua în etapa a doua. Da, dar exact cum spune și domnul primar, trebuie văzut ce punem în etapa a doua. Dacă ne apucăm iarăși de spart... Nu, că acum am fost mai, adică am luat mai din timp, împreună chiar domnul primar s-a ocupat de aceasta cu salariații primării, am luat toate străzile la rând și am analizat pe fiecare stradă necesitățile care trebuiesc, apă, canal, care apă, care canal, și s-au făcut, s-a lucrat mult și acum sperăm să nu mai fie probleme, dar cu speranță ca să primim suma necesară pentru toate aceste lucrări care le avem programate în etapa a doua. Păi suma necesară nu a fost deja discutată, nu a fost... Păi da, ni s-a alocat o sumă la început, dar la insistență domnul primar s-a extins programul, am prins mai multe străzi de fără ce a fost inițial. Că au spus și acum, aveți suma asta, în suma asta încadrați-vă cu străzile așa. Și am încercat și avem speranța că se va mări suma și o să încercăm să rezolvăm toate aceste probleme în etapa a doua. Da, vă rog. Deci, ce contest la acest proiect? Nu necesitatea și oportunitatea lui. Nici de cum. Nu, e foarte clar că era necesar. Asta modul, e... modul de abordare a realizării acestor obiective pe o stradă. Sau, în primul rând, stabilirea obiectivelor pe o stradă, da? Pe fiecare, deci, stradă, pe fiecare stradă în parte, eu trebuie să am apă și rețea în regim public integral, adică apa și canalul să fie pe domeniul public, să am asigurat racord la fiecare consumator. Am închis strada, am refăcut îmbrăcămintea asfaltică sau nu este cazul de asfalt și am plecat de acolo. În aceeași măsură, cred, știți? Că era foarte, mă scuzați că vă întrerup, dar cred că era foarte bine de ridicat măcar ca subiect în discuție, pentru că s-a pus problema de câteva ori în Rădăuți, cablurile, stâlpii, tot ce... Și cred că era bine dacă la momentul ăla măcar se ridica. Bine, e tardiv, clar. Dar nu face parte din programul ăsta. Nu face parte, dar cred că într-un fel sau altul, două programe de același gen se puteau programa, se puteau organiza în așa fel încât la o săpătură... Aia doar dacă făceam din fonduri proprii. Și săpătura pe unde asta nu puteam băga cablele, nici într-un caz. Bine, dar în momentul nu poți sparge... băga apă și canal prin aceeași săpătură decât în momentul excepție. În care se sparge o stradă pe la margine, se mai putea altă săpătură, alt constructor. Da, dar când se termina cu strada aia, acolo gaura asta e de la mine, ba nu, e de la tine, începeau, da. Ei, cu cablele discutăm într-o altă emisiune, dacă doriți, sau dacă doriți și în asta, este o întreagă poveste Rădăuți. Vreau să mai specific ceva. Vă rog. Bag peste domnul primar. Într-adevăr, au fost multe lacune, repet, în prima fază a proiectului. Tot împreună cu domnul primar s-a analizat fiecare greșeală, cum se spune, am greșit aici, nu s-a turnat asfalt ca lumea. Și avem promisiunea că în etapa a doua, în caietul de sarcini și care se va face, vor fi cuprinse toate aceste greșeli care s-au făcut în prima etapă, să nu mai fie repetate etapa a doua. Dacă, promisiunea din partea cui? Din partea proiectantului. Am înțeles. Da. Deci, nu știu, mă gândesc că proiectantul respectiv ar fi trebuit să aibă o responsabilitate mult. Habar până acum și să nu ne... Efectiv, la reabilitarea asfaltului e dat dintr-o margine în alta săpăturii. Ori în momentul în care s-a executat săpătura, deci refacerea asfaltului, da, din cât o săpat cupa,
de fapt cât s-a tăiat asfaltul și o să facă, da? Ei, ori în realitate, lucrându-se cu utilaje grele, se deteriorează marginile gropii, a săpăturii, se năruie în anumit datorită lipsei de consistență a stratului suport și apar fel de fel de probleme. Și atunci ne trezim cu alveole, să le spunem așa, ca să nu zicem găuri prin asfalt acolo, care nu mai pune o leacă de asfalt pe fundul găurii și treaba, eu ce fac cu covata asta aici? I-am propus, o să ajungem, de fapt, dacă invitat, tot suntem acolo. Cu ploile astea am văzut, de exemplu, că și în fața primăriei avem vreo două belți consistente, așa, și o să invit proiectantul să vie cu niște boiști, ceva să le pui acolo, ca să le dăm utilitate. Vreau să, tot referitor la refacerea străzilor în urma lucrărilor, avem un, nu știu dacă să-l numesc exemplu, strada Putnei. Strada Putnei care... Exemplu de rele practici, nu? Cred că... Când toată lumea aleargă după exemple de buni practici, noi venim pe cale de opoziție. Nu, dar discutând despre problemele care apar. Este un exemplu. Dar gândiți-vă că aia este și refăcută. Deci, nu numai că s-a făcut, ca urmare a observațiilor s-a intervenit a doua oară pe stradă și s-a reparat, s-a... Auzi. Și dacă ar fi strada Putnei, dacă îmi permite strada Putnei, va fi refăcută din nou acum când se începe să pornească stații de asfalt, strada Putnei va fi refăcută și va fi refăcut și calea Bucovinei, dar numai pe trosoarele că într-adevăr sunt deteriorate tare. Acum întreb și eu, e normal să se cheltuie de atâtea ori bani pe același... Domnule, dacă lucrează prost și nu uitați că ei au 2 ani de zile garanție, în timp de 2 ani de zile pot fi chemați. Aici am o mare problemă, știți? Îs banii constructorului. Bun, îi reținem, nu le dăm. Dar nervii celor care trec pe acolo, nervii rădăuțelor, cine îi repară? Pentru că noi nu mai spunem de mașini, da? Păi, nu, eu chiar am ce înseamnă că trece o mașină cu un tonaj de 36 de tone peste acele racorduri de pe strada Putnei venind cu încărcată cu lemn. Nu, cam care este zgomotul indus în clădirile limitrofe? Noi chiar vorbeam la un moment dat într-o emisiune de matinal, dacă avem de circulat pe strada Putnei o zi, două, trei, la un moment dat simțim. Și nu numai strada Putnei, vorbim... Vă recomand la pas. De acord cu dumneavoastră, dar știți că între timp nu avem ce face și de multe ori forțați de împrejurări, recunosc că de multe ori forțați de împrejurări, dar nu tot timpul, circulăm cu mașina. Ce să facem atunci? Luăm mașinile, luăm planetarele, le ducem ca față la... Ca să citesc pe cineva, ghinion, coleg. Un personaj Nu vreau să țin partea constructorilor, dar să știți... Nici nu-ți recomand. Da, dar să știți că nu e recomandat. Dar să știți au întâmpinat foarte multe greutăți în ceea ce privește construcția, eliberarea avizelor, s-au întârziat foarte mult lucrările. Cine nu a eliberat avizele? Vechea conducere de la primărie. Vă dau exemple câte vreți. Și pe Putnei la fel. Am cerut anul trecut din luna aprilie aviz, mi s-a dat în august. Și am trebuit să lucrez tare. Ștefan cel Mare, vă dau un exemplu. Acum nu vă supărați că eu am să intervin, dar dacă s-a spart orașul ăsta din toate părțile, că și cu asta am o problemă. Am o problemă pentru că, și am să vă spun, dacă se lucra pe o stradă, două, trei, se finalizau și ne apucam de alte două, trei. Dar în momentul în care începe rădăuțul din toate unghiurile... Aici chiar îmi permit să nu fiu de acord cu dumneavoastră. De ce? Dimensiunea mare a lucrării trebuie abordată cu forțe corespunzătoare ca să scoți lucrarea în timpul de care l-ai contractat, da? În intervalul de timp contractat, un aspect. Dacă veneau cu suficiente forțe și se focusau... Ajungem la suficiente forțe. Forțe și au stat degeaba. I-am presat, i-am chinuit, de acum le știu. Da. Știu și de bune și de rele. Deci, unul dintre indicatorii la o lucrare este și numărul de utilaje și oameni care ai pe metru linear de conductă. Deci nu poți să încarci acolo să fii om lângă om, pentru că degeaba nu poți realiza o viteză mai mare, pentru că se încurc cântrie, da? Nici utilaje mai multe. Deci există o tehnologie de lucru, trebuie respectată și atunci avem rezultate, pe de o parte. Dar ei s-au confruntat de-a lungul timpului cu
o mega problemă provenită tot din studiul de fezabilitate, care l-am atras atenția asupra acestei probleme încă pe când se făcea studiul de fezabilitate și trebuia să se aprobe de către Consiliul Local. Acum asta nu fiind 2010. Nu, păi, dar acum se execută. Și le-am spus, nu ați făcut studiul geo. Nu știți ce surprize aveți în subsol. Pentru că eu cunosc cât de cât rădăuțul și care, am mai băgat cârlețul pici pe acolo, da? Și o să aveți, freatică, absolut, și aveți, partea aveți, de nord e foarte. Aveți mari probleme, nu știți la ce vă băgați, pentru că eu am făcut din birou de la București, o tras cu linia pe hartă, s-o uita pe Google Map, cam aici, acolo. Da, aici este, aici nu este, facem, de... deci așa totul din burtă. Și dar când eu... s-a abordat, deci... Corect ar fi fost și cum spuneți dumneavoastră să fie abordată, de exemplu, tronsonul sau etapa întâia, o anumită parte a orașului, da? Corect. Nu, măcar o făceam varză pe aia și partea cealaltă era ok, corect, da? Să devia după care traficul, etapa a doua o abordăm altă parte a orașului, da? Corect. Așa, dar dacă așa s-a conceput, adică fără cap, că păi este, nu se poate o concepție fără cap, că nu. Da, dar nu e, da, dar tot, asta... dar ia cât se poate. Din păcate. De asta am spus mai devreme că, mai ales că nu e normal să spart peste tot, să mai începea și cu strada Putnei în aceeași perioadă, nu știu ce era. Până acum, acum cu strada Putnei am să întreb... calitatea lucrărilor nu e legată de termenul când s-a dat avizli. Dacă le dădea avizli, să zicem, numai iarna, exact era, mai exact zicea, bă, mi-a stăsat să... Da. Bun, da, așa s-a întâmplat, dacă îmi permite. Atunci calitatea lucrărilor... Așa s-a întâmplat cu strada Ștefan cel Mare. Am cerut avizii de anul trecut din luna mai. Mai, iunie am zis, dați-ne avizii să facem Ștefan cel Mare, că va veni iarna, nu vom apuca să turnăm asfalt și rămâne Ștefan cel Mare la fel cum a fost calea Bucovina anul trecut. Exact așa s-a întâmplat. Ați văzut, vinea iarna peste noi, au apucat să asfalteze o porție din centru. Au avut noroc de o iarnă extraordinar și de ușoară, favorabilă. Ușoară și... S-a putut lucra... Dacă se putea deci, lucra încă o lună jumate sau... Da, domn primar, nu putea turna asfalt. Știu. Până la turnat asfalt. Până la turnat asfalt. Dar dacă se dădeau avizile din timp, acum era Ștefan cel Mare. Pe calea Bucovina anul trecut, la fel am pățit aceeași problemă. Dacă n-ați reușit să convingeți conducerea primăriei, ce să vă... Erați prieteni, măi. Da. Pe lângă termenele de avizare, acum vorbim și de calitatea lucrărilor. Avem strada Putnei. Acum cine a mai fost de vină? Da, a fost de vină că au început repede să facă, să grăbească, să termin lucrarea. Deci hai să vă spun, pe strada Putnei, de exemplu, șantierul a stat deschis timp de aproape o lună și ceva, în plus față de termeni de normale, lipsă materiale. Deci pentru câțiva zeci de metri de țeavă care trebuia, noi aveau un moment în care s-au apucat de lucrare. Dar nu știau că au de făcut o lucrare? Nu s-au putut asigura de materiale. Eu nu înțeleg cum lucrează oamenii ăștia. Ca la Iași. Doamne. Păi, cum lucrează, de exemplu, și acum? Hai să-ți dau un exemplu de astăzi. Poți să-l verifici până dimineață, te duci pe... Că acum e seară. E întuneric, nu o să vezi. Du-te pe strada 1 mai și o să vezi că se fac racorduri. Da? Se sapă pentru racorduri la fiecare casă. Dar căminile nu se pun pentru că nu sunt. Cămin de apometru și tot ce mai pentru robinetul de concesiune și mai trebuie pe acolo. După aia, într-o bună zi, probabil că o să fie o altă echipă, alți oameni, alte utilaje și o să spargă din nou strada ca să pui câțiva hidranți. La capitolul utilaje, spuneați și mai devreme că nu se poate să aglomerezi cu... Și asta eu sunt de acord, dar da, să ne amintim că pe Ștefan cel Mare, astă iarnă, ei încercau să spargă asfaltul cu cupa de excavator. Era unul care trântea disperat cu cupa în... Era înghețat. Da, probabil. Da, era înghețat. Probabil. Nu, deci pe Ștefan cel Mare, pe Ștefan cel Mare nu le-am dat avizul până nu mi-au arătat ce utilaje au. Și ce noi avem filmare de astă iarnă, spărgeau asfaltul cu o cupă de excavator. Da. Trânteau așa cu... Da, știți de ce? Trânteau unul cu cupa... Da, știți de ce? Îți spun acum, pentru că sub asfaltul ăla era granit. Piatră cubică. Da? Deci, piatra cubică sau orice, dacă aveau un picam, o puteau lua... Bun, acum... Deci vorbim de asfaltică. Trecem de partea cu utilaje și întrebam. Eu vreau să știu... Da, i-am găsit fără elemente vibrocompactoare pe șantier. Și atunci cum? Atunci cum? Păi, auzi, întrebări de asta așa de greu. Băteau cu ciocănelul? Cum făceau? Nu înțeleg. Bun. Băteau cu cuvântul. Da, că... Și am găsit acolo, inclusiv conducerea de la ACET, de la Eptisa, de la proiectant, de la toți,
de la Pfeiffer, conducerea de la București la Pfeiffer, un șantier cu italieni, nu? Da. Sau numai erau vorbitori italieni. Nu sunt și am dat bonjour și m-am uitat, îi băgau de zor pământ, astupau șanțul și zic, da, care compactarea... Care cu pământ, care de fapt compactarea unde? Cu un anumit piatră... nivel, un anumit nivel, întâi ai nisip, după aia ai pământ, după aia straturi alternative, în fine. Din câte știu, nu se pune pământ, că ăla se tasează. Eu știu că se pune nisip, se pune piatră, și pământ, alternativ. Și zic, da, compactarea? Da, am făcut-o. Da? Cu ce? Cu piciorul. Cu ce? Cu placă vibro compactoare. Zic, da, nu văd aici. Una că nu-i. A avut cineva nevoie, a trecut din acu și a luat-o. Eu totuși vreau să știu ce s-a întâmplat pe putne. Că lucrarea aia e cum e. Povești că au făcut-o a doua oară și o să o facă și a treia oară. Chiar nu știu dacă privesc, nici pe mine, nici pe cei chiar, de acasă. Chiar pe deci, nervii noștri mi se pare... Nici pe mine, nici pe cei de acasă nu cred că ne privesc chestia asta. De ce e nevoie de o a treia intervenție și... Care a fost motivul? A fost de ce s-a ajuns în grabă sau întârziat lucrările, a făcut în grabă, n-au compactat ca lumea, asta e realitatea. Acum, bun, până n-au avut avize, n-au avut. Și când n-au avut... Haideți să vă spun eu de ce, da? Aceto are vreo vină în toată treaba asta? Nu, personal nu mă iau de... Eu întreb pentru că e persoana cea mai știți apropiată care? Lor care poate da anumite răspunsuri. Nu că arunc vina pe... Nu, chiar nu am nimic cu domnul director. Nu, domnul director, vai de mine. Nici nu discutăm de persoana domnului director. Persoana deci, supravegherea calității lucrărilor se face de o persoană care se numește diriginte de șantier. Corect. El este reprezentantul beneficiarului. În cazul de față, dirigintele și persoana care are calitatea de diriginte de șantier, din păcate, nu este reprezentantul beneficiarului, ci reprezentantul consultantului. Deci el acolo apără, reprezintă și apără interesele consultantului. Care nu văd care nu ce interes să... Bun, are interesul să nu se alege cineva de banii care au încasat pentru consultanță. No. Atât e sigur lui interes. Ori, din coace, sigur, domnul dirigent de șantier se ocupă, am înțeles mult, de partea de hidraulică, adică etanșări, tot ce trebuie să fac, probe, se spune că treaba este ok, sperăm să fie așa, însă, dar aia nu o vedem, știți, noi nu o vedem. Aia așa? O să... Iar ce vedem pe trama stradală, e dezastru. Și întrebarea, ce a făcut cine? Nu Aceto, dirigint șantier, că Aceto face prin dirigintele, ar trebui să facă prin dirigintele păi, său de șantier, ori nu există așa ceva. Nu am o problemă și direct cu Aceto, că nu cred eu că muncitorii Acet merg ei și dau la lopată. Nu muncitorii Acet, dar Aceto are în concesiune rețeaua și serviciul. Aici e problema. Aceto este beneficiarul finanțării. Deci Aceto este cel care răspunde de care, toată lucrarea. Care la urmă preia toată lucrarea. Și, și răspunde în fața exact. AJAC-ului, în fața municipiului, prin Asociația Județeană, așa, de calitatea lucrărilor. Ei, aici ajunge. Păi, de aici am ajuns, că nici primarul actual, Maierean Tiberiu, nu mai dă avizii Pfeiffer-ului. De ce? Pentru că am apreciat că sunt solicitate în mod nejustificat, în mod ilegal, și am spus, ia treceți la lege. Și la lege ce scrie? Toate avizele și autorizațiile se obțin de către beneficiar sau investitor. Beneficiarul cine? Acet. Să rămână. Acet. Vine cu cerere. Ți-l dau, un secund, a doi îl dau. Da, vine tu. Nu-mi trimite pe o persoană care... De cine ne luăm la urmă. Aici e marea problemă. Chestia e să nu te iei din noi. Corect. Deci Acet încearcă în toată povestea asta. Deci, și în discuția care am avut noi din începerea emisiei. Acetul, prin diverse tertipuri, să zicem așa, încearcă să se țină cât mai departe de consecințele lucrării. Ceea ce nu este normal. El trebuie să-și asume. E adevărat, domnul director? Vă țineți departe de consecințele lucrării? Eu am recunoscut și domnul Maria, de ce să o recunosc și eu? Eu, ca specialist, ca asta, mă interesează mai mult, sincer, să fiu partea hidraulică, cu aia îți creez probleme. Cred, dar știți care că... Dirigintele șantier, dar... Și, dar să știți că și drumurile creează probleme. Eu și știu, știu. Nu mă tem de altceva, dar am să spun într-o dimineață și toate 50% din mașinile rădăuților se vedeți parcate acolo în față la Acet și o să vină unul cu câte o bucșă, cu câte o planetară și o să zică astea unde le și trec noi, factura de la compensare cu da. Noi Acet avem problemele exact care ridică domnul Maierean, noi aceste probleme le ridicăm la Eptisa
și îi tragem la răspundere pe Iptisa. Pentru că Iptisa, în cadrul acestui proiect, cei care au făcut licitația, care urmăresc lucrarea și când vin la încasat banii, totdeauna Arcetul e cel care taie din situații lucrări, care îi nemulțumit de calitatea lucrărilor. Dar avem și noi aici. Taie și din nervii noștri. Da. Totdeauna avem aceleași probleme, ne ridicăm și noi cu la Iptisa. În permanent vine pe diriginte, șeful de proiect de aici, arătăm pe teren nemulțumirile primăriei și... Având în vedere că Acetul a participat, sau prin acesta a desfășurat și programul SAMTID, un program asemănător cu cel actual de reabilitare și modernizare infrastructura apă și canal, văzând ce s-a întâmplat atunci, bănuiesc că aceasta este cauza pentru care el refuză să ceară avizul de spargerea străzii. Când spargi strada, răspuns. Care? Zice, nu eu, Pfeiffer-ul. Pfeiffer-ul ce? Pfeiffer-ul este constructor. Este un executant. Sigur că da, putea să fie oricine altcineva. Până la urmă, întreb, care ar fi soluția? Să avem lucrarea făcută cum trebuie, dar la urmă și... Deci prin... domnul primar spune pentru avizele. În caietul de sarcini, când s-a făcut acest proiect, când s-a început proiectul, s-a scos lucrările la licitație, s-a prevăzut clar cine obține avizele și cine răspunde de avize. Da. Dacă în acest moment apar modificări să ceară Acetul avizele acestea, vor apărea niște corecții financiare foarte mari care cineva trebuie să le plătească. Dar, până la urmă, am vorbit și cu conducerea noastră la Suceava și o să găsim o soluție de mijloc care să rezolvăm cerințele domnului primar și trebuie lucrarea să continue. Cerința este de intrare în legalitate, nu cer nimic deosebit. Doamne ferește. Și vom găsi, pentru că și în momentul de față nu stau oamenii cu utilajele pregătite, nu pot intra pe străzi, că nu aveam... Dar cât acum de curând... nu puteți spune că stau ei chiar cu utilajele pregătite. Ei stau din principiu. Vară filmări, cafea, vară... Dar bine, să știți că respectivul utilaj, cupa, era în șanț, dar toată lumea era pe alături. Da, poate era la ora de masă, poate era și ora de masă. Ora de masă. Nu știu pe care ceas umblă ei și câte ore de masă au pe zi, dar să știți că mănâncă bine mult în cazul ăsta, constatăm. Uitați, muncă grea. Trebuie să rezolvăm problema cu avizele, pentru că, de exemplu, mâine vine constructorul și asta, să-i predăm amplasamentul pe strada Frâncei, vrem să ne apucăm că se poate drept de strada Frâncii, strada Mărășești, care sunt mai multe străzi care trebuie să înceapă. Abia așteaptă ca să fie sparte. Abia așteaptă să fie sparte. Vai, ce frumos! Acum nu trebuie să vrem nici noi. Chiar domnul primar, dar la urmă că, când va termina. Ne gândim noi să și vedem foloase la urmă. Știți care e problema? Eu sunt de acord și cu dumneavoastră, că nu facem lucrurile astea așa că vrem noi, ne apucăm de spart. Avem nevoie și de apă și de canal, avem nevoie de toate lucrurile astea, dar avem nevoie ca lucrurile astea să se întâmple. Exact cum spune și acum, nu iau apărarea domnului primar. Credeți-mă că nu ăsta e scopul meu. Vă pot apăra și singur. Mulțumesc. Da. Pe noi ne interesează să fie o situație foarte clară. Cine răspunde, de ce răspunde, de unde până unde, și cât. O abordare a problematicii. Până la urmă, să vedem cine preia, cum preia totul, cine răspunde la final, când tragem linie, cetățeanul când are de deschis robinetul, de tras apa și de băgat mașina în curte. Toate astea contează. Și de plătit la caserie. Obligat. Aici e bani. Da, inevitabil. Da. Deci problema, eu o văd în felul următor. Deci nu se abordează într-un mod gospodăresc, adevărat, toate treburile astea. Nu mă mai leg că Pfeiffer nu-i firmă nemțească decât cu numele. Bine, dar astea, eu da, sunt convins că aceste proiecte de modernizare și reabilitare se fac și în alte țări. Cu siguranță. Cu siguranță, da. Ei, nu cred că acolo nervii locuitorilor unde se fac astfel de lucrări sunt întinși ca cei din Rădăuți. Un alt aspect, vă spun sincer, nu știu cum... Bine, a fost, gata, e trecută treaba, deși... Gândiți-vă și la următorul lucru. Mă gândesc că e posibil să se ceară acum. Treaba odată pornită prost. Dar nu pot în etapa a doua s-o dreg. Pentru că rămân capete de lucrări. Se poate îmbunătăți acum, nu putem rămân capete de lucrări. Sub aspectul că rămân capete de lucrări de executat,
pe diverse străzi unde am lucrat și în etapa întâia. Și vă dați seama că lumea va fi tentată să arunce cu pietre. Iar îmi spargi strada, iar șantier, corect, iar noroi. Iar spuneam mai devreme, nu-mi dau seama cum, dar acum e târziu, de ce s-a acceptat să lucrezi ziua. Foarte frumos, se poate lucra noaptea, nu mă interesează problema executantului. Bun, deci, asta trebuia trecut în caietul de sarcini. Dacă asta spun, acum e târziu, acum e târziu, nu se mai poate. Eu aș fi trecut ziua și noaptea. Închideam strada complet, se făcea zi și noapte să lucra pe 2-3 schimburi și când am ieșit de acolo, în 3 săptămâni am ieșit de pe o stradă importantă, am ieșit și am lăsat strada abri. Se putea face o stradă ca Ștefan cel Mare cu tot cu Cernăuțului. Dacă se vroia și venea o firmă nemțească cu utilaje, cu oameni... Nu nemțească, eu zic că și românească. Am ridicat, și românească. Am făcut hidrocentrale, am ridicat combinatul. La nivelul la care se pretinde ei, se putea, în 3 săptămâni, o stradă ca Ștefan cel Mare. Dar asta trebuia trecut în caietul de sarcini. Și spuneam, ei trebuia... Pentru că s-a de limităm ziua, circulați, nu curcăm, ne-a strâns, ne-a dat deoparte utilaje, tot ce avem, atâta ocupăm din spațiu, poftim. Noaptea, asta e. Vă rugăm, deviem circulația și noaptea ne dăm peste cap acolo, facem tumbe, dar exact, într-o lună de zile ne-am strâns mâna prietenește și ne-am văzut de altă stradă. E mult mai greu de lucra noaptea. De ce? Și sunt alte tarife. Sunt alte tarife, nu cred eu că în prețurile în care nu ne încadram noi. Gândiți-vă că s-au săpat șanțul și la 3 metri jumate, sprijiniri de maluri și asta, noaptea, că... Orice cât ai fi de pregătit, nu le faci. Nu, da. Gândiți-vă că lucrarea s-a licitat la 60%. Suntem în 2015. Aici ce spune domnul Forea. Nu, da. Deci, lucrarea s-a licitat la 60% din valoarea din studiul de fezabilitate. Deci, dacă e vorba de niște manopere care s-au mers pe sistem de noapte, era loc o mulțime. Aici e și o altă greșeală la licitația lui Pfeiffer, dar, mă rog, treaba lui. Dacă așa s-au făcut socotelele. Bun. Când se reiau lucrările? Dar nu s-au oprit. Dar nu s-au oprit, se lucrează. Bun, dar pe Ștefan cel Mare, că mă interesează Ștefan cel Mare, e o zonă... Ștefan cel Mare, dacă nu se reabilitează rețeaua de apă, rețeaua existentă, și rămânem cu lucrările așa, atunci nu, în luna aprilie, când încep să lucreze stațiile de asfalt, se poate termina, se poate acoperi. Că, uitați, și rămâne așa? Pentru... Dar se asfaltează, se repară strada. Păi nu, asta zic. Și rămâne așa, ce se înțeleg de asta? Adică mă refer la rețeaua de apă, care spuneți dacă... Dacă în proiect așa s-a trecut, așa s-a contractat, așa... Asta înseamnă că e foarte posibil ca într-un an, doi, să spargem din nou. Nu. Ca să facem o intervenție. Păi, nu? De exemplu, asta poate să fie și mâine, nu numai într-un an, doi. Atâta timp cât rețeaua veche... Deci, eu am solicitat proiectantului următoarea problemă. Tot ce înseamnă reabilitări în etapa a doua să se facă după o altă tehnologie, adică fără spargerea străzii. Există tehnologie în acest sens, astfel încât în țeava veche se introduce o țeavă nouă. Deci sunt tehnologii speciale, fără nicio problemă, există țeavă corespunzătoare, pentru că nu se modifică diametru și treaba merge blici. Și în felul ăsta nu mai omorâm străzile. Lucrăm cu chestia asta, lucrăm ca cu 100 de ani sau cam așa. Deci am găsit, când eram la stația radio, la săpăturile de acolo am găsit drenuri, tuburi de dren, austriece. Deci, da, oamenii lucrează în sensul ăsta, numai că noi redescoperim acum roata și constatăm că nu avem cu cine face una, nu avem cu cine face alta, nu. Întotdeauna i s-a făcut treabă de bună calitate, însă unul, trebuie plătit, trebuie să te ții bine cu organizarea, că dacă n-ai pe șantier toate materialele și ai sute de oameni care la un moment dat stau că n-au un capul de țeavă, e o problemă mare, și financiară, și din toate punctele de vedere. Bun, revenim la întrebare. Spuneți că reasfaltarea drumurilor care s-au acoperit, sunt, cum sunt? Ce înțelegeți prin reasfaltare? Păi... În integralitate, covor asfaltic sau la ceva? Sau repararea intervențiilor care le-au făcut acetul, prin Pfeiffer? Pe mine m-ar interesa covorul asfaltic, dar haideți să le luăm pe etape. Dacă sunt două etape, atunci haideți să vedem pe... Cred că fiecare vrea să fie un cât mai bun gospodar.
Sigur, sunt voci care spun că ar trebui să ne grăbim și să turnăm covor asfaltic peste ce a făcut Pfeiffer-ul la, sau acetul la ora actuală. E dacă aș face, să se lase și să... Dacă, absolut, nu că e posibil că sigur să v-ați lăsat. Dacă facem așa, e minunat. O lună de zile o să arate impecabil. Dar după, da, din luna a doua nu știu dacă mai arată impecabil. Luna a treia o să arate mizerabil. Cu siguranță. Și cu asta ce am făcut? O să ne arate lumea, zic, bă, iar ați stricat banii. Câți bani de la guvern, câți bani din fonduri europene, câți bani așa? Până la urmă tot banii românilor, că banii de la guvern doar sunt banii noștri, a românilor, a tuturor, nu? Banii din fondurile europene nu sunt bani de la nemți, de la italieni, sau la tezi, tot contribuția României la... E doar o parte din contribuția României, că săraca României... Nu reușim noi să ne luăm înapoi cât băgăm acolo. Da, păi nu ni se dă, nici nu ni se dă, nici nu suntem lăsați, că de, nu e asta scopul. Corect, corect. Dar revenind... Este foarte bine dacă s-ar putea să termine cât mai repede acetul, toate lucrările astea, să se repare de către acet, de către, mă rog, prin constructorul lui, partea care a făcut, asupra căreia de stradă, asupra căreia s-a intervenit, ca noi după aceea să putem trage un covor asfalt. Poate, dă Dumnezeu, și măcar până în toamnă să reușim treaba asta, dar depinde cum se mișcă și, și ei. Pentru că, și mai rămâne o problemă, încep lucrările la centură. Dar de bea încep. Nu știu în ce măsură, deci s-au alocat 10,5 milioane de lei dintr-un total pentru tronson 1 și 2 de vreo 40 de milioane de lei. Deci doar un sfert. Traficul greu va rămâne în, în formula în care o discutăm la ora actuală, adică lucrăm pe certitudine. Ăștia sunt banii, atâta se poate face din ei. Traficul greu va rămâne în continuare prin municipiul Rădăuț. Rămânem prin municipiul Rădăuț, deci strada Calea Bucovinii, Calea Cernăuț, Putnic, toate rămân sub trafic greu. Le asfaltăm? Le reabilităm așa brici și să le stricăm în 2 ani? Sau mai strângem din dinți? Este o problemă, nu știu. Eu, nu-i greu să scrii niște hârtii, să mergi la București, să bagi la ușă, s-ar putea să obții. S-ar putea să obții. Cu toate că, de exemplu, ce s-a dat pe, pe POR, deci prin programul operațional regional, la nivelul fiecărui județ, cel puțin județul Suceava, a primit 1,6% din necesarul depus de către autoritățile publice locale. 1,6%? Da. Da, un procent... Încurajator. Încurajator, da? Ei, în astfel de situații, cam greu să, să crezi că se va obține că ceva. Se vor mai sunt proiecte, bani sigur. Și, pentru... și cui s-au dat bani? Celor care au lucrări în continuare. Știți, au lucrări începute, care de acum sunt începute de an și dacă nu le finalizezi, se degradează și ai pierderi mai mari decât sumele care trebuie să alocate și așa mai departe. Sigur că da, este funcție de necesitate și oportunitate. Asfaltăm, facem brici zona centrală și începem etapa a doua din 2016, licitații, nu știu ce, hai în 2017 începem la săpat. Da, da, da. Nu, e ceva de speriat. Efectiv, așa ca, ca bun gospodar, ci mă pretind că-s la mine în curte, nu știu în curtea asta a Rădăuțului cum să dreg busuiocul cu atâtea năzdrăvănii, ca să nu dispun altfel care sunt făcute. Dar ne vom strădui ca să facem de așa manieră. Bine, dar să știți că pe de altă parte și acetul va, când va prelua lucrările la urmă, va face decepția, nu? Pentru o să ne scadă tariful la apă, de o să fie așa de mic, 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 o să zicem că, hai de bine. Tarif la apă, ce care o să fie, ce o să tarif fie? La apă va scădea. Dar ce ne facem credeți dacă ne crește tariful la apa meteorică? Sau cum la apă meteorică fiți cuminți că tariful nu e apă de ploaie. Nu e apă de ploaie. E consistent, da. E consistent. Cum stăm cu prețul la și cu încasarea, cu știu eu, cu păi, este adresată întrebarea? Păi, de data asta subiectul am să-l încep cu domnul director de la ACETA. Cu, cred eu că dumnealui trebuie să ne spună prima dată cum e treaba asta, cum se calculează, cum se evaluează cantitatea de apă și cum s-a ajuns la prețul ăsta. Deci, cantitatea de apă pe metru care se calculează... Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză. Avem...
ne-am întins deja mult prea mult, trebuie să luăm o scurtă pauză, după care revenim. Dar întrebarea, să știți că subiectul rămâne același, inclusiv după pauză îl dezvoltăm. Luăm o scurtă pauză și revenim. Mulțumim! Și reluăm discuția, discuție care a rămas la apa meteorică. Întrebam cum se evaluează, cum cantitatea, cum se calculează suma. Dați-ne un răspuns la întrebările astea să vedem și noi pe ce dă rădăuțul, cum dă rădăuțul bani pentru apa meteorică. Deci, ce se plătește, cum e evaluat? Apa meteo se plătește la, în primul rând, se ia în considerare suprafața care este din domeniul public, străzi, alei, acoperișurile locuințelor, acoperișurile clădirilor de utilitate publică. Această suprafață se adună și vreo 320.000 de metri pătrați, dacă nu mă înșel, și înmulțit cu cantitatea de apă care cade într-o lună. Înainte se calcula media anuală, se lua în considerare media lunară în fiecare lună și se afla cantitatea de apă meteo care trebuie facturat. Dar, ținând cont că au fost foarte multe luni ploioase, lunile acelea cu inundații, când cantitatea de apă meteo care trebuia plătită de primărie era foarte mare, s-a ajuns la un consens și s-a luat media multe anuală pe ultimii 10 ani. S-a făcut o medie pe ultimii 10 ani și această medie se mulțește în fiecare lună cu suprafața din oraș și se calculează cantitatea de rezultă metri cub care trebuie să plătiți. Explicați-ne și nouă de ce trebuie plătit, de ce trebuie plătită apa care de fapt aici vine... Aici trebuie plătită pentru că în rădăuț sistemul de canalizare este unitar și apa meteo ajunge în rețeaua de canalizare, rețeaua de canalizare care colectează și apele de la blocuri, ceea ce înseamnă canalizare, și totul ajunge în stația de depurare, care și apa meteo la rândul ei suferă un proces tehnologic ca să o facem curată și să fie deversată în emisar. Dacă ar exista, că sunt orașe în țară în care există sistem dublu, apa, canalizarea se adună într-o rețea și merge în stație de depurare, apele meteo se adună în altă rețea, care se diversează în diferite râuri sau din orașul respectiv. Vă dau un exemplu, am dat exemplu domnului primar, Piatra Neamță. Piatra Neamță este străbătut de un râu care desparte orașul în două și mai are într-o parte râul Bistrița. Acolo, în Piatra Neamț, toate gaigele sunt legate la o rețea de apă pluviale care se varsă în râul respectiv. Și atunci nu se mai plătește, primăria nu mai plătește apa meteo. Deci, ca să înțeleg, nu plătim canalizarea, transportul apei meteo pe canalizare, da? Nu avem nicio treabă cu canalizarea, plătim doar, ați spus dumneavoastră, procesul de tratare a apei. Ba nu, și apa, că apa trece prin rețeaua comună de canalizare, intră în rețeaua comună. E amortizată de nu știu când, cheltuielile alea oricum se plătesc. Dar nu uitați că acum se face rețea nouă. Deci rețeaua de canalizare... Care e și rețeaua nouă, e finanțată și de fapt... Nu ar trebui amortizate sumele alea, din, mai ales din apa meteorică. Oricum, la oamenii când își plătesc apa și canalul, în prețul canalului, se amortizează și canalizarea în sine, sistemul, rețeaua.
Deci apa de ploaie, apa asta meteorică... Stația de purare este un... Ar putea fi preluată, ar putea fi preluată fără alte costuri suplimentare. Dar nu ai cum să o preluie, pentru că sunt două rețele, ar trebui să faci o rețea de canalizare și o rețea de apă meteo. Și atunci canalizarea merge în stația de purare și apă de meteo o dăm zâncem... Deci dumneavoastră, până la urmă, spuneți că problema mare ar fi stația de purare, că trebuie tratată apa. Dar trebuie tratată apa și vreau să spun... Apa care o tratăm, pe care, de fapt, nu o mai pompăm. Adică nu se mai consumă nimic cu pomparea. Cantitatea de apă meteorică, pe de o parte, suplinește apa care ar trebui pompată din pământ, scoasă și... Dar nu. Cum să fie pompată apa? Canalizarea vine pompată? Păi, nu, pompată. Nu ați înțeles ce spun. Avem odată apa care merge la populație este pompată, scoasă din pământ, corect? Înțeles, da. Bun. Pe care plătim pompe și așa mai departe. Și apa respectivă se tratează sau nu? Se verifică? Nu da, se... bineînțeles că se verifică, dar nu se furnizează așa în oraș. Am înțeles. Apa care se strânge din canalizare se tratează. Și ce se întâmplă cu ea? Se tratează în stația de purare și se dă în emisar. Adică Într-un râu. Într-o apă curgătoare, da. Am înțeles. Apă curgătoare care la un moment dat iarăși vine pompată. Iarăși. Nu, cum să fie pompată? Apă curgătoare se varsă o mare... de alții. Și vreau să spun că în stația de purare, totuși, această apă meteo ne creează foarte multe probleme, pentru că nu reușim să amorsează foarte greu stația de epurare, pentru că această apă creează o diluție mai mare la faza terțiară. Faza terțiară. Deci nu la faza microbiologică. Microbiologul se dezvoltă microorganisme și așa avem necazul. Deci nu ne ajută prea mult apa meteo. Da, spuneți. Din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere tehnico-economic ați atins foarte bine problema, în sensul că atâta timp cât avem pe o rețea doar canalizare, costurile cu amortizarea sunt unele și sunt aprobate printr-un tarif. Corect. Când venim suplimentar cu apa meteorică, este normal să nu fie același tarif, pentru că deja costul cu amortizarea l-am prins dincolo. Sau, dacă avem, luăm în calcul din start și una și alta, atunci costurile trebuie privite pe global. Într-o parte, compensate în cealaltă. Astfel încât să avem un tot unitar. Lucrul acesta nu s-a făcut, nu se face. Nu mai spun că acum și eu m-am legat doar de, exact, de tariful legal de preț. Pentru apă meteorică. Acetul facturează municipiului Rădăuți și nu numai, bineînțeles, serviciul de apă meteorică. Și am spus, bun, la acest serviciu ce tarif ai? Și mi-a prezentat tariful avizat ANRSC pentru apă potabilă și canalizare. Deci apă potabilă cu tariful ei și canalizarea cu tariful ei. Bun, canalizare, canalizare, dar apă meteorică unde scrie aici? Nu scrie. Dacă nu scrie, să rămână, la revedere, să-ți fie sănătos. Așteptăm punctul de vedere al conducerii acet în materie. Am făcut informare în sensul ăsta, am refuzat la plată apa meteorică 3 luni consecutiv. Pentru informarea dumneavoastră, apa meteorică la nivelul municipiului Rădăuți este calculată de către acet la o valoare de undeva la 53.000 de lei pe lună. Deci, la nivelul unui an, gândiți-vă că ajungem la 600 și ceva, 700 de mii de lei. Asta în bani vechi ar însemna... 7 miliarde. Cu 7 miliarde mai facem o stradă bună, o asfaltăm. Nu? Sau chiar mai bine. Da? Cred că ar ajunge de mai bine de stradă. O stradă bună. Așa. Acum revenind. La partea pur tehnică, da? Că apa meteorică la noi este preluată prin gaigere, sau nu tocmai, că gaidele mai sunt înfundate și nu prea preiau. Aici vreau să acum sunt detalii. Dar gândiți-vă că... clădiri care au burlane și nu dau... o dau direct în pământ. Dar suprafața e calculată, bănuiesc. Calculat tot. Nu e calculat. Dar trecând de acest aspect, vedeți că în zona centrală, de exemplu, am găsit conducte care preiau apa pluvială. Și o duc undeva. Dar nu se știe unde, pentru că conductele astea nu figurează pe nicio planșa acetului.
Ele sunt vechi și pierdute din evidență. Însă sunt pe deplin funcționale. Deci, în municipiul Rădăuț a existat și o astfel de variantă. Mai mult, acum când s-a făcut o astfel de mega reabilitare și lucrările s-a întors localitatea cu sus în jos, mi s-ar fi părut firesc să fie abordată problema și în acest sens. Tot din punct de vedere tehnic, aș zice, dar stai așa că tu ai probleme cu colmatarea rețelei de canalizare și eu, municipiul, vin și îți dau apa de meteorică acolo și îți spăl rețeaua. Deci dăm și tu mie ceva sau hai să reanalizăm tariful dacă e tariful egal cu cel de canalizare. Ori niciun factor nu mi-a confirmat faptul că tariful la apa meteorică trebuie să fie egal cu cel de canalizare. Și aștept răspunsul. Și în caz că nu are bază legală, tariful normal că atunci baza legală a facturii lipsește și nu are de ce să factureze. Spus, se închide apa meteorică. Da. A spus domnul primar că ajutele de colmatare a rețelei de canalizare. Sigur. Dar din contra, apa meteo colmatează, pentru că toată mizeria, tot pământul, tot ce rezultă din lucrările de dezăpezire făcute de servicii comunale, toate ajung în gaigere. Ce mătură pe stradă, praful și noroi, tot ajung în gaigere. Asta cu deci apă nu vrea lăsa deci apa de pe gaigerele sunt un element de rețea de canalizare, da, care într-adevăr au rolul și de decantor, da? Dar noi discutăm de rețea de transport, da? Dar tot ajunge rețea de transport. Nu ajunge decât o mică parte. Veniți odată, vă rog, când facem curățenia gaigerilor, sunt sute de gaigerilor. Hai să-ți arăt cum e când plouă puternic afară, să vezi cum e nivelul apei în canalizare și să vezi cum o spală, da? Pentru că și să vezi aceeași rețea de canalizare când nu plouă afară, da? Ce nivel are debitul apei de acolo și ce debit are... Bineînțeles că ești mai tare, dar veniți... Bun, dar asta pot să spun cât îi costă, nu? Că trebuie să îi costă. Spuneți-ne! Da. Deci, și întreține aceste 800 de gaigere, de curățat, întreținut și asta, bine, băgat, astea, mașina costă și astea sunt costuri. Astea se întrețin și să... Oricum, chiar dacă plouă, dar chiar dacă nu plouă. Și atunci dacă am avea o... Trebuie întreținute gaigere. Eu nu spun că tarif trebuie să fie zero. Eu deocamdată cer o bază legală pentru un tarif. Cât de mare sau cât de mic. Eu de asta, ăsta este primul element de care m-am legat. După aia venim la curățarea gaigerilor, după aia venim la suprafețe, după aia venim și cu alte elemente. Avem șanse să obținem un preț mai mic pentru apa meteorică? Nu sunt șanse să obținem un preț mai mic. Asta spuneți noastră ca cetățean al Rădăuțului sau ca director a ACE? Sunt prețuri aprobate de ANRSC, prețul la apa meteorică nu este așa ceva. Spuneți-mi numai. Răspunsul este dat ca cetățean al Rădăuțului sau România, ca director AC. Este tot în România, acesta este prețul la canalizare și la apă meteo la fel. Să știți că în orașele, în România, cum spuneți, în orașele în care intră în rețeaua de canalizare. Asta și dacă acum spun Doamne ajută, mai aude un primar, un 2, cine 3, știe, 5, 2, 10. 3, de prin alte părți, s-ar putea să... Să se uite mai bine cu atenție. S-ar putea să iasă un preț mai mic ca să... Alt aspect legat de prețul la apă, da? Deci, conform contractului de concesiune și la ora actuală, tariful se aprobă de către AJAC, Asociația Județeană Apă și Canal. Acolo hotărârile se iau în unanimitate de voturi cu un quorum de prezență de 100% a tuturor celor care fac parte în această asociație. Pentru ca să poată vota cei de acolo o anumită chestiune care se supune dezbaterii, ei acolo sunt reprezentanții consiliilor locale ale localităților respective, membri AJAC. Fiecare dintre ei trebuie să aibă un mandat expres emis de către consiliul local respectiv pentru a vota într-un fel sau altul, nu se poate reprezenta, să voteze într-un fel sau altul în cadrul reprezentării care o are, da? Deci, una e să-i dau mandatul general că tu îi reprezinți. Bine, dar așa, iar când mergi la o anumită ședință, și... îți dau mandat să votezi prețul să fie nou preț sau spunem nu la nou preț. Lucru care mandatele nu s-au dat niciodată. Nu s-au solicitat niciodată. Și atunci, uitându-mă, de exemplu, în ultimul proces verbal de ședință a AJAC-ului, am constatat că pur și simplu s-a votat nou tarif. N-a verificat nimeni și n-a întrebat nimeni. Aveți mandat? Cum aveți mandatul?
Ori noi suntem siguri, de exemplu, că Rădăuțul nu a dat niciun fel de mandat, că nu i s-a solicitat consilierului local care reprezintă acetul. Reprezintă consiliul local, pardon, în municipiul Rădăuț, în Aja. Da? Da, și situația cred că este... Dar poate că... Nu e ales de consiliul local? Da. E ales de consiliul local. Reprezintă consiliul local. Să reprezinte consiliul. Dar nu i-am spus ce să voteze acolo. Păi trebuia să vină să informeze. Ce... Că trebuia. E una că a informat e alta și că a obținut acordul nostru. Asta e vina centrul Ajacului, nu. Ba da. E vina Ajacului pentru că nu a cerut, nu a verificat mandatul. În momentul în care se numără voturile, trebuie să se știe dacă da, dar eu nu l-am împuternic și pe omul. Care, păi asta spun. Eu, consiliul local, când se numără voturile, trebuie da. Să... Bun, numărăm voturile, dar ai drept să votezi? Ai mandat să votezi, că altfel tu votezi și vine mai rea și mă întoarce votul de... Și atunci nu se mai obține acel 100%, că spuneați că numai cu 100% se... Absolut. Și vine mai rea acum și o să întoarcă votul. Adică, neavând mandat să votez într-un fel sau altul, toată ședința este apă meteorică. A, îi se spune apă de ploaie, popor, da. Bun, și... Și atunci tot tariful pică. Bun, dar ce ne facem că noi până acum am plătit? Dar ce ne facem? Da, banii circulă și într-un sens și în altul. Am înțeles. Nu e ca apa. Apa circulă, numai știți, de la deal la vale. De la deal la vale, da. Și dacă ne mai ducem și în, puțin mai în amonte, prima majorare de tarif aprobată de Consiliul Local al Municipiului Rădăuț în momentul când a fost preluat serviciu de către ACET, a avut la bază o hotărâre care a fost contestată la vreme în instanța de contencios de Consiliul Local Maierean Tiberiu și acesta a câștigat. Astfel încât hotărârea respectivă a fost anulată de instanță. Însă Onora Jacu nu a vrut să țină cont de treaba asta și a văzut mai departe de drum. Acest drum însă este fals, pentru că se sprijină pe un element care nu mai există. Și n-a existat nici în momentul în care Ajacu a luat în cunoștință de cauză, fiind că această hotărâre a fost anulată din instanță, a mers mai departe, a luat hotărâri pornind de majorare. În momentul când am spus majorare, înseamnă că m-am raportat la ceva, la ceva care nu avea bază legală. Deci tot eșafodajul pe care se sprijină actualul tarif unic în județ este nul de drept. În tot județul? În tot județul, că tariful e unic. Pentru că trebuia acel 100%. Trebuia să se țină cont de hotărârea anului, să se repună în discuție în Consiliul Local Rădăuț, da? Pentru că eu am obținut, în definitiv, am obținut anularea hotărârii pe o problemă de procedură. Domnul Tibeică Dorin, în acea vreme era ocupa funcția care o deține astăzi domnul Florea și era și consilier local. Și a votat în cadrul acelei ședințe majorarea tarifului, el fiind în această situație în conflict de interese. Și am câștigat în instanța de contencios. Ori o hotărâre... În condițiile date. Odată, majorarea s-a făcut sub o formă nu 100% legală, deci deja... Deja e discutabilă. Discutabilă. Vorbim de majorare. Prețul unic nu a avut acel 100% legal pentru că din partea Consiliului Local Rădăuț nu a fost mandatat o persoană să voteze. Deci, până la urmă, sunt șanse să ajungem la un alt preț în ceea ce privește apa meteorică? Și nu numai. Întrebarea este adresată dumneavoastră acum. Nu cred, nu văd cum să fie alt preț. Eu voi încerca și imposibilul. Ca să diminuez prețul. Deci nu este un lucru imposibil. Deja am discutat cu avocați în materie. Se studiază dosarul și vom aborda această problemă în instanță. Mai mult, faptul că acetul, pentru că el este beneficiarul lucrărilor de care vorbeam, de extindere și modernizare, da? Nu readuce carosabilul la forma inițială. Normal că pot să iau calea instanței și să mă adresez instanței și să solicit obligarea acetului să-mi refacă îmbrăcămintea asfaltică corespunzătoare. Care înseamnă iarăși o tărăgânare lungă timp? Nu știu, înseamnă... Nu, noi vom face, o vom face, dar în același timp procesul poate să meargă, că se pot face fotografii, se pot face evaluări, după care ia drumul material, ia drumul instanței și noi asfaltăm și ne vedem de drumurile noastre. Ce să vă mai spun? Că știți ce mă tem la problema asta? Că... E foarte corect cum spuneți și e absolut normal.
o lucrare care nu e făcută ca lumea, ok, o facem noi, asta e factura, o trimitem... La decontare. Decontarea. Problema e alta. Avem deja un preț pe apa meteorică. Odată ce mai ducem și factura la drumuri, s-ar putea să ne vină o factură la apă și canal și apă meteorică. Să vedem cine o aprobă. Să vedem dacă Consiliul Local Rădăuț va da mandat reprezentantului său în ajac să majoreze tariful. Deja se simte fierbinte în zona asta. Și situația nu e numai la Rădăuț, astfel încât s-a emis o hotărâre. Deci, asta a spus că la noi e răcoare. Nu e răcoare la noi, se încălzește treaba. Se simte, da. Asta e, deci asta nu înseamnă că și termometrele e ceva corespunător. Da, e doar o senzație. E o senzație, este o chestie subiectivă. Și guvernul constatând că probabil această speță nu este singulară la nivelul țării, a emis o hotărâre de guvern prin care a făcut un regulament cadru în care aceste ajacuri să funcționeze cu un cuvorum nu de 100%, ci de 2/3, să într-o primă ședință, iar hotărârile se ia cu 50% plus 1 din cei prezenți. Iar dacă nu se întrunește cuvorumul, se convoacă o a doua ședință într-un termen de maxim 15 zile, fără quorum de data aceasta, deci cei prezenți iau decizii și hotărârile se iau doar cu cei prezenți. Bun, da. Deci ne trezim în situația în care sunt asociațiile de proprietari, în care sunt și la ora actuală asociațiile de proprietari, da? Care hotărăsc dacă punem 10 lei la fondul de rulment sau punem 15 sau 20, dar cât reparăm acoperișul sau nu, facem fațada sau nu, dar n-au niciun drept să hotărească asupra proprietăților, da? Deci această hotărâre de guvern, eu zic că încalcă noțiunea de autonomie locală și da, nu da, este... Mai mult de atât, dacă se modifică și se spune se va face un forum 50% plus 1. Adoptarea noului statut în cadrul ajacului Suceava și peste tot, în definitiv, trebuie adoptat cu unanimitate. Păi, așa cum se pentru să vedem dacă, că, primarii și consiliile locale nu e de acord. Dacă consiliile locale altcineva să hotărască pentru o altă comunitate care nu-i prezentă acolo. Sau Dar e absolut anormal să se întâmple așa. Bun, acolo scrie un lucru foarte frumos, că sigur că da, în ceea ce privește proprietatea, dar are... Sunt chestii de nuanță acolo. Sunt niște elemente de nuanță acolo care pot fi răsturnate foarte ușor, pentru că noi aici la Rădăuț avem experiență în materie când era problemă de proprietate sau era o chestie doar de urbanism, știi, și atunci nu ne trebuie 2/3 la vot, ci ne trebuie doar 50% plus 1. Deci acolo se pot lua aceste hotărâri doar în prezența și cu votul reprezentantului localității respective. Scrie pe de o parte. Pe de altă parte, foarte interesant este dat faptul că nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al Consiliului Județean dacă acesta este membru AJAC. Adică cum? Are drept de veto? Îmi pare rău. Asta e... Dreptul de veto cred că aparține fiecărui unități administrative teritoriale. Parte și nici de cum unei entități care efectiv n-are niciun kilometru de rețea. Da. Da. Deci asta înseamnă că zona devine fierbinte, s-au sesizat organele statului și trebuie să scăpăm cumva, că altfel vin din spate penalizările de la Bruxelles. Dar nu cred că este o soluție asta. Deci soluția ar fi să facem treabă ca lumea și cu capul pe umeri. Nu să ne ascundem după vă degeți sau după ce? Mă rog. Până la urmă. Aș vrea să știu... Am ajuns deja la urmă? Da. Da, să știți că și mie îmi pare rău că am ajuns la urmă. Cu toată căldura, dar să știți că timpul nostru a trecut mai repede decât ne-am fi așteptat noi. Chiar dacă, vă spun sincer, mai aveam câteva lucruri pe care vreau să le discutăm. Vă garantez că timpul nostru n-a trecut. Timpul alocat emisiunii noastre. Întrebarea mea finală.
vom avea, ați spus prețuri la apa meteorică, nu se modifică, spuneți dumneavoastră. Da, n-are cum. Noi nu putem spune decât că ne dorim să se modifice, mai mult de atât așteptăm să vedem ce se va întâmpla. În ceea ce privesc drumurile, vom avea până la urmă drumuri, bine, în ceea ce intră sub contractul făcut, vom avea drumuri ca lumea sau bune sau așa, gen putnei, gen... E la sfârșitul proiectului, dacă nu vor fi aceste lucrări executate ca lumea, cu primăria să le presemneze procesul verbal de primire, nu vor primi bani. Nu, dacă probleme. Nu primești bani, ce se întâmplă mai departe? Îi luați voi și faceți voi asfaltarea? Nu. Nu știu, deci, să vedem ce să fie. Nu se primească banii. O să se poate executa... Ce am făcut? Nu, o să poate să execute lucrările cu altă firmă, altă societate și banii care se trebuiau lor să fie plătite în altă parte. Da, Doamne, să fie așa. Dar ei sper că o să rezolve, că n-au interes, o să pierde, că sunt foarte mulți bani pentru garanții și pentru aceste reparații și n-au interes. Cât la sută din pentru că valoare dacă, au primit, dacă au primit până acum? Tranșă din bani? Cu siguranță, cred eu că... De ce îi dau la 50% din totalul lucrărilor contractate. Fiind executate 75% din lucrări. Ce vreau să spun, dacă aceste lucrări nu vor fi duse la bun sfârșit, nu vor primi recomandările acele care trebuie să luate obligatorii și nu vor mai putea participa la alte licitații. La alte licitații să câștige alte lucrări. Dacă mai dau un, două de astea, nici nu le mai trebuie alte lucrări. Sperăm să o ducă la capăt ca lumea. Și noi sperăm, asta ne dorim, sperăm ca în cazul în care nu vor fi finalizate așa cum trebuie, nici primăria să nu semneze o recepție, un proces verbal de primire. Ne dorim drumuri cât mai bune. Eu și vreau să murați, să-mi țineți pumnii. Vreau să-mi țineți pumnii ca să câștigăm pe problema tarifelor la apă și canal. Și problema inclusiv pe problema apă canal, dar pe noi, credeți-ne, ne interesează toate amănuntele astea. De la apă canal, apă meteorică, bani care se plătesc din bugetul primăriei, drumurile, pentru că și starea drumurilor, v-am zis, Doamne ferește să ne, într-o dimineață, dau cu mașina într-o groapă, vin la matinal și nu spun altceva decât 3 zile dacă mă țin și spun haideți că ne adunăm în fața, vedem cine considerăm noi la momentul ăla, pe cine ne supărăm, hai cu mașinile acolo toți în față să vedem cum iese. Da, nu-mi doresc asta. Noi sperăm ca lucrurile să fie așa cum trebuie și să nu se ajungă acolo. Deocamdată vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și rămân recunoscător că s-a încheiat pașnic, așa, nu am văzut sânge pe nicăieri, dacă am temut de asta. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația, la modul cât mai serios vă urez spor în activitate în ambele cazuri, amândurora sunt multe lucruri de făcut. Noi, pentru că ne-am apropiat de final, suntem la finalul emisiunii, vă urăm să rămâneți în continuare alături de emisiunile oferite de Tele9. Sperăm ca și pe viitor să aducem în discuție probleme importante legate de Rădăuț și de ceea ce ne doare pe noi cel mai mult și în aceeași măsură să ne găsim și răspunsuri sau oamenii care ne le pot da. Până atunci, o seară frumoasă vă urez. Mulțumesc, la revedere și nu uitați, indiferent de vremea de afară, soare în suflet. La revedere!